Să că merge timpul sus. Onorați invitați, stimați colegi și dragi elevi, astăzi, în zi de mare sărbătoare, unitatea noastră, Liceul Teoretic Nicolae Titulescu, sărbătorește centenarul învățământului pedagogic slătinean. Cu 100 de ani în urmă, în ziua de 9 noiembrie 1919, este inaugurată la Slatina Școala Normală de Băieți Preda Buzescu. Regăsim în înscrisul vechi existența învățământului pedagogic slătinean până în anii 1932, dar și între anii 1948-1956 și 1968-1984. Până în 1990, elevii profilului pedagogic specializarea învățători au fost școlarizați în județul Dolj, la Liceul Pedagogic din Craiova. În 1990, profilul pedagogic se reîntoarce în județul Olt, la Slatina, și până în zilele noastre, unitatea schimbă mai multe denumiri. Școala Normală Nicolae Titulescu, Liceul Pedagogic Nicolae Titulescu, Colegiul Național Vocațional Nicolae Titulescu și astăzi Liceul Teoretic Nicolae Titulescu. Cine sunt cei care urmează cursurile profilului pedagogic? Sunt dascălii de astăzi. Cine sunt dascălii? Sunt cei care modelează suflete. Sunt cei fără de care noi nu am fi ce suntem astăzi. Cine sunt dascălii? Sunt cei care iubesc, cei care respectă, dăruiesc, au curaj, îngăduie și duc mai departe limba, istoria și tradițiile acestui popor. Privesc în sală și văd dascălii acestui liceu. Mă bucur că am lucrat alături de dumneavoastră, persoane deosebite, adevărate modele de viață pentru noi toți. Și pentru că românii știu să respecte trecutul și pe acei dascăli care astăzi nu mai sunt printre noi, rog un moment de reculegere. Vă mulțumesc! Astăzi, în acest amfiteatru, s-au regăsit trei generații. Formatorii dascălilor de azi, cadrele didactice ale unității și elevii claselor a 12-a, profil pedagogic, viitorii învățători educatoare. Ca absolventă de liceu pedagogic și a Facultății de Pedagogie din București, aparțin cu toată ființa mea acestui profil. Sunt mândră că sunt profesor. Sunt mândră că sunt profesoară al acestui liceu. Iar ca director am misiunea de a păstra și duce mai departe profilul pedagogic în orașul Slatina.